despre politica Constanteanu. Constanteanu care are ce se mândri, care are ce arăta lumii, care din păcate nu face parte din lista celor 14 orașe ale României care să concureze pentru statutul de capitală europeană în 2021. Constanteanu supărat, Constanteanu fericit, Constanteanu mândru. Și tocmai de aceea, astăzi este o invitație să redevenim în haina acelui Constanțean care este conștient de valoarea, de statutul pe care îi dă apartenența la oraș. Despre Mihai Cararache nu știa mare lucru și ca orice ziarist conștiincios m-am dus la site-ul Parlamentului și am aflat, chiar mirat într-un fel, că în puțini ani de când este acolo, din 2012, a avut 63 de luări de cuvânt în 51 de ședințe, 27 declarații politice, 64 de propuneri și 86 de întrebări. Și m-am întrebat oare ce a întrebat acolo în Parlament Mihai Cararache și am aflat că printre cele mai multe subiecte se găsesc Teatrul Național de Operă în Baletul de Granovski, ce se întâmplă cu el, reabilitarea cazinoului în mai multe poziții, mormântul Tiforgeu, bazilicile din Constanța, taxa pe tinerețe la Constanța, situația dezastruoasă de la edificiul roman. Și mi-am zis, ei bine, cartea pe care o prezint astăzi este o carte care face, deci, politica Constanțeanului, dar și prin ochii omului tânăr care are propriile amintiri, are propria copilărie legată strâns de acest oraș. E adevărat, este foarte tânăr domnul Cararache, nu aș spune o vrasnic, aș spune este o vârstă a marilor căutări la 35 de ani, doar prin vârstă și confirmă și curaj și ambiție și perseverență, dar și moderație. Adică aș spune că are toate aturile să reușească, consumând radical și nemăsurat etapele, ci pregătindu-se temeinic, așa cum arată și cartea. Ei bine, despre carte dați-mi voie să citesc câteva lucruri, ca să fiu mai aproape de ceea ce am scris și în cuvântul de întâmpinare. Mi s-a părut, citind cartea, foarte atent și chiar de două ori, că personajul principal al cărții este o femeie. O femeie frumoasă, o femeie matură, o femeie pe care o cheamă Constanța. Și care nu se lasă nici vrăjită, nici amețită de vorbe frumoase. Și această femeie, acest personaj, Mihai Cararache îl prezintă în toate ipostațiile pe care le descoperă. O vede și tandră, o vede frumoasă, o vede cu un trecut extraordinar, dar o vede și zbuciumându-se în neputința și în neglijența și, să nu mai spun, altfel a edililor de astăzi. Este un fiind observator, este și un vizionar. Îi găsește acestei frumoase a noastre, acestei Constanțe, drumul de a se elibera, de a se revărsa cu fermecătoarea sa iubire către semeni, către concetățenii noștri. Scrisul său este chemarea de a-i se reda astăzi memoria afectivă orașului nostru, de a le face stricăciunile celor două decenii din urmă. Mihai Cararache nu este vehement în carte, dar arată cu degetul, face politica Constanțeanului nedreptățit și mințit, își cheamă amintirile să juruiască, își retrăiește copilăria și adolescența, lăsându-le între coperțile marelui oraș. Este chiar interesant să vezi că la 35 de ani ai o sumă de amintiri legate de tot felul de locuri dragi nouă tuturor. De parcul copiilor, de parcul Tăbăcărie, de peninsulă, de plaja Trei Papuci. Ne plimbăm niște locuri care ne sunt atât de ale noastre, atât de profund în proprietatea orașului, încât nu facem decât să îl însoțim și noi cu propriile amintiri din copilărie pe toate traseele pe care ne invită să le vedem. Ce să vă spun, eram, când am venit în Constanța, mai tânăr decât acum. Așa, am fost profesor la Școala 30, unde
niște elevi deosebiți, cu rezultate deosebite la examene, au luat unde s-au dus, acolo au intrat fără nicio greutate. M-am înțeles bine cu elevii mei, ne înțelegeam din privit și n-am avut nimic de reproșat elevilor mei, cu care am mai avut așa dificultăți, ne-am înțeles până la urmă, într-un fel oarecare. Da. Am plăcerea deosebită să văd un elev, autor al unei cărți, al mai multor cărți. Și, da, așa, și am, mă bucur că ne-am întâlnit, că pot să asist la o asemenea întâlnire. E un eveniment mai aparte, ați lăsat politica și faceți politica orașului. Am încercat imposibilul, să suspend pre-campania asta electorală și să vorbim despre ceva care chiar contează. Să vorbim despre orașul nostru și să vorbim despre scopul pentru care am decis să public această carte. Ceva care contează pentru noi toți. Sănătatea noastră a tuturor și sănătatea copiilor, pentru că toate fondurile care vor fi generate de această carte vor fi donate către Spitalul Județean Constanța, cel mai probabil către secția de pediatrie. Care e pe scurt povestea cărții? Păi să vă spun că de 2 ani de zile tot pun gânduri pe hârtie, povești ale Constanței, mă tot documentez, asta fiind implicat în activitatea politică, despre istoria și identitatea culturală a Constanței. Cred că în această carte se vor regăsi foarte mulți dintre constanțeni. Prin această carte ne leagă foarte multe amintiri cu foarte mulți dintre ei și cred că pe lângă faptul că le va smulge un zâmbet sau o lacrimă pe alocuri, cred că e un mijloc, e cel mai simplu mijloc de a ajuta direct și transparent mediul de sănătate al Constanței. Pentru că asta ne interesează foarte mult. Îi îndemn pe toți constanțenii să citească această carte când au timp, să mă critique dacă am fost siropos pe alocuri sau dimpotrivă, prea aspru ca stil literal. Dar pe lângă faptul că este o carte despre Constanța, vreau să încerce să o privească și ca pe un mijloc de a sprijini orașul Constanța, Spitalul Județean, care este al nostru al tuturor și care vom avea nevoie mai devreme sau mai târziu fiecare de serviciile de acolo.